Salut, tovarăș! Bine ați venit la un set de Hearts of Iron 3 pentru români. Pe Mecoan, la Mecoan, la Palor, adică eu. Am încercat un set de Hearts of Iron pentru români cu altă ocazie. Nu pentru români, un set de Hearts of Iron în care am anexat, am făcut Uniunea Sovietică să fie o păpușă română după ce am cucerit Balcanii. Dar făcând asta, toate armatele Axei din Rusia au încetat să mai existe în afară de ale mele. În special armata germană. Ce forțe aveau italienii și, bineînțeles, japonezii pe partea cealaltă. Drept urmare, americanii au putut să invadeze Japonia și n-am putut să ne distrăm deloc. Așa că am închis-o. De data asta o să facem altceva. De obicei, cu România, dacă vrei să ai o rundă bună, trebuie să fii foarte agresiv și să te aliez cu Axa, să intri în Axa. Nu o să facem asta. Nu ne interesează asta, teoretic. Sau putem să ne ducem și noi mai sus? Nu. Reset. Cât de aliați putem să fim acolo? Putem să mergem spre alianță. De data asta o să facem, dacă merge, ceva diferit. O să încercăm să onorăm alianța cu Polonia. Tratatele după al doilea război mondial din 1919, România și Polonia au încercat să fie prietene, să fie o țări aliate cu interes comun, din interes comun, pentru că Rusia bolșevică era în zonă și au vrut să fie cu mine. Deci, în primul rând, ne facem armată, după o să vorbesc mai mult despre alianță și cum o să încerc să fac. Nu interesează astea. Ce ne trebuie? Ne trebuie, bineînțeles, infanterie. Fără infanterie nu merge nimic. Suntem acum la tehnologie, da? Ce tehnologie are România? Are infanterie de... Pornim în 36, parcă, nu? Da. Și are infanterie de 36. Parcă ne-ar mai trebui... Da, motorizată. Aș vrea niște motorizată, să văd dacă pot să fac niște infanterie motorizată. 36. Bun. Și nu prea mai avem. Infanteria motorizată e foarte bună pentru război de mobilitate, dar nu cred că o să putem să facem asta. Încercăm, dar nu cred. Asta nici atâta. Tancuri din 36. Poate reușim să facem brigadă medie de tancuri? Nu știu să... Dar am ca rămas fără. Ce trist, foarte trist dacă nu putem să facem asta. Reverse, înapoi. 455 de casă. Putem să scadem. Facem infanteria de 918. Doar de să mai bine păstrăm infanterie bună. Și cam trebuie, deci ne costă mult. Infanteria motorizată ne costă, bineînțeles, mult. Și cavaleria de 38 de notă de mult, totuși. În schimb, nu o să avem nimic la industrie. Dar... nu e așa de important. Avem destul să luăm și niște... Nu avem destul. Okay, rămânem fără brigăzi de tancuri medii. Din păcate. Să avem tancuri ușoare din 1936. R2 parcă. Și mergem să nu uităm pe artilerie. Cam atât. Cam atât ne-a fost artilerie, nu? Facem tancuri mai mici. 918. Și cam vrea tancuri medii, dar nu știu. Poate aș vrea mai bine artilerie, dar dacă onorăm alianța cu Polonia, o să ne batem cu băieții veseli. Băieții veseli, bineînțeles, fiind germanii. Și cam atât. Trist. Deci avem infanterie motorizată, avem infanterii normale.
Avem tancuri medii, dar s-ar putea să nu fie la fel de bune ca tancurile ușoare pe care putem să le facem. De fapt, nu avem, o să avem în august 1936, 13 august. E. Dacă sunteți... credeți că 13 e o zi proastă, să aveți probleme cu video-ul ăsta. Deci cam atâta, ne-am... Teoretic nu e startul, începutul istoric, da? Pentru că începutul istoric e în 1936 cu câteva bărci, câteva avioane și multă infanterie și foarte puține tancuri. Dar noi ne pregătim, ne-am pregătit din timp de... După al doilea război mondial, România, zicem noi, da? Povestea. România s-a pregătit pentru un nou război, mai ales având în vedere că Ungaria și Bulgaria vor să recucerească teritoriul pierdut. Drept urmare, ne ducem pe alianță cu câștigătorul celui de-al doilea război mondial, bineînțeles, Franța, Anglia și America, dar America e neutră în stadiul ăsta, Liga Națiunilor ne incluzând America, deci posibilitățile Ligii Națiunilor de a interveni și de a impune anumite chestii este foarte mult reduse. Drept urmare, văzând că Liga Națiunilor este impotentă, în România, noi, a decis să pregătească să menține pacea. Și ce mod mai bun de a menține pacea decât de a neutraliza potențiali inamici. În caz de față, Ungaria și Bulgaria. Înainte ca acestea, teoretic, să găsească aliați care să le suporte avansurile. Trebuie totuși ținut cont că dacă lăsăm să se alieze Ungaria cu Bulgaria, ar putea să ne ofere destul de multe probleme. Ungaria are o armată modernă, Bulgaria nu atât de mult, dar poate să pună presiuni în sud, în timp ce ne bătem cu Ungaria. Timp, alianța poloneză, făcută după 1919, inițial să a fost un act de protecție mutuală împotriva Uniunii Sovietice, care în timpul războiului civil trebuie să bată și cu Polonia și pierdut ceva teritorii. România a refuzat să se implice într-un război cu Uniunea Sovietică. În schimb, am primit Basarabia, pe care Uniunea Sovietică nu ne-a recunoscută, drept urmare n-am putut să facem o alianță cu ei contra Germaniei până 34-36, ceva în genul. Între timp, în 1921, România și Polonia au făcut o alianță. Parcă în 21, parcă poate mai târziu un pic, contra Ungariei, care dădea arăta tendințe că ar vrea să recupereze Transilvania. Și după aia au încercat o mică alianță, dar în timp ce România vrea să fie prietenoasă cu Cehoslovacia, Polonia avea probleme, în timp ce Polonia vrea să fie prietenoasă cu Ungaria, România avea probleme cu Ungaria. Deci polonezi ce dau cu cehoslovacii, noi cu ungurii și n-am putut să facem o alianță balcanică și estică, atât împotriva Uniunii Sovietice, cât și împotriva unei Germanii din nou agresive. Când a început acel al doilea război mondial, România avea vreo 3 sau 4 tratate, care pur și simplu erau un pact de asistență mutuală în caz de orice atac extern. Nu prea am făcut pacturi speciale antigermane, dar aveam o alianță, da? Dacă cine, oricare din cele două nații, Polonia sau România, erau atacate de oricine, cealaltă trebuia să intervină. Când Germania a invadat Polonia, polonezii au refuzat ajutorul României. România, teoretic, din câte am citit, a vrut să intervină, a oferit ajutor militar, Polonia a refuzat ajutor militar. Pe motiv bun. Crezând că aliații vestici, Franța și Anglia, o să intervine la timp și o să-i ajute, au preferat să aibă o Românie neutră prin care să primească întăriri și muniție, ajutoare, da, din partea aliaților vestici, folosind așa numitul pod român, da? Pentru că Germania ar controla Marea Baltică, singurul ajutor dinspre vest care putea să ajungă în Polonia, trebuia să treacă în România. Dacă România era aliată cu Polonia și se băteau deja cu germanii, Marea Neagră putea să fie interdisă și culoarul de aici putea să fie neutralizat. De asta polonezii nu au acceptat ajutorul nostru. Nu că am fi putut face mare lucru.
cu ce armată avem. Dar poate e posibil, puteam să prelungim războiul, să dăm Franței și Angliei mai mult timp. Scuzați. Mai mult timp să intervină și să facă o ofensivă serioasă în vest. În realitate nu s-a întâmplat, de data asta o să vedem cum o să meargă. Chiar dacă polonezii nu vor să accepte ajutorul, tot o să intrăm în război. Dar între timp trebuie să neutralizăm Ungaria și Bulgaria, ca să păstrăm pacea balcanică. Ați văzut acolo, mi-a șters diviziile de le aveam deja. Care erau majoritatea infanterie. O să ștergem și bărcile, nu ne trebuie un amărât de distrugător. Nava majestății sale, regele Ferdinand. Și nici Delfinus Marin, deci le ștergem. Aici câte capacitate industrială putem avem liberă. Și din ce în ce mai mult avem și niște bombardiere. Sincer, o să păstrez doar interceptorul, că poate ne trebuie. Adică mai mult ca sigur o să ne trebuiască, e foarte posibil să fie inutil, doar unul, dar putem să-l folosim. Serios? De ce doar atât? Mai am ceva? Ah, ne-am separat, nu ne-am șters. Avioane mănâncă cea mai multă industrie de construit. Bombardierul tactic. Ce e? Un Bristol Blenheim cu poză de Heinkel 111, că e futut Hearts of Iron 3 la poza asta. Nu mai interesează pe nimeni, din păcate. Ați vedeți cât mult, capacitatea industrială am putut să eliberăm. Mai avem și 287 de forță de muncă, cum ar veni, manpower, da? Forță de oameni. Câți oameni liberi avem? Sunt milioane, parcă ceva în genul. Cât putem să folosim? Avem capacitatea industrială 19, jumate, că suntem în economie civilă completă. Avem și 17 convoaie de transport pe mare, avem și 0 escorte. Nu prea ne interesează pe noi, ce ne interesează pe noi să facem și divizii. Acum, brigăzile, hai să ne uităm la brigăzi întâi, ce putem să facem. Cred că nu o să vă arăt gameplay în video ăsta, deși teoretic asta e gameplay. Deci avem BT-7, ca tankurile noastre, modelul 1936, cu tun, cu motor, cu armură și cu cât de ușor de reparat, cât de încredere sunt, adică nu se strică repede, da? Nu avem Spearhead, doctrine de Spearhead, nu avem Schwerpunkt, concentrare de într-un singur punct, nu avem nici Blitzkrieg, sau parcă avem, dar vedem. Deci, de asta am luat tankuri, de asta am folosit atât de multă tehnologie pe tankuri și să deblochez trupe motorizate ca să fac divizii din așa ceva. Teoretic, o divizie de tankuri arată cam așa. Lăsând locul pentru poate o brigadă mobilă de artilerie, da? Artilerie autopropulsată, Hummel-uri, grill-uri și alte căcaturi. Mă tentea să bag două, dar vedeți că ne costă, da, ne costă 11 manpower 32 și 10.000 din capacitatea industrială. Ne costă mai puțin capacitatea industrială dacă le luăm ca rezervă, dar atunci trebuie să așteptăm după ele ca să refacă și ne costă, bineînțeles, timp și manpower să le facem, deși cred că mai bine le facem în rezervă. Problema fiind, ca rezervă, din cauza că le facem rezervă, o să folosească tipul de antrenament pe care l-are acum România, care am impresia e armată de voluntari, deci foarte mică, și antrenament de miliție aproape, e foarte slab, deci nu avem veterani. Dar ne trebuie divizii. Dacă facem așa, ne costă 33 de manpower, 3 divizii. N-ar fi rău, până la urmă, să mergem așa și după aia când o să cercetăm încă o brigadă. Deocamdată diviziile au 4 brigăzi, da? Putem să cercetăm eventual superioritate de foc care ne permite 4 brigăzi într-o divizie. Deci, putere de foc mai mare. Dacă mergem cu 4, nu mai avem. Nu ne mai permite capacitatea industrială. Da, teoretic se
Nu știu cum se aplică capacitatea industrială la... la rezerve pentru tancuri. Bănuiesc că mă costă mai mult și după aia trebuie să să folosesc capacitatea industrială să refac diviziile, da? Să construiesc tancuri pentru divizii, dar nu mai țin minte dacă se fac împreună sau separat. 45, 4 divizii de tancuri? Pentru început ar fi bine. Putem să luăm și Time Destroyer, dar după cum vedeți, Hard Attack-ul denotă cât de mult damage poate să facă la tancuri. Și nu e foarte mult. Atunci putem putea să luăm un Tank Destroyer. Dar... putem să punem anti-tank la infanterie, poate. Dar din nou, după aia trebuie să le upgradăm, deci pierdere de timp. O să avem anti-tankuri ineficiente când până și infanterie o să ajungă. Hai de pula mea. Nu-mi place că sunt atât de penale light tankurile noastre ușoare, dar mă gândesc că putem să le upgradăm mai târziu. Mă gândesc eu. Dacă le facem totuși așa. Ne permite să facem 5 divizii de tankuri, da? Dar o să fie... avantajul tankurilor ca o armură, da? Au 4 armură, da? În perioada asta, deci light tankurile mele nu poate să bate cu alte light tankuri de același nivel, da? Că au 2 hard attack, o să fie foarte greu să moare unul pe altele. Vă imaginați ce greu să fie la infanterie, dacă are deocamdată aceleași puteri de a omorâ tankuri contra tankurilor mele ușoare. Deci de asta luăm tankurile. Tankurile au armură și poate să treacă prin infanterie, să distrugă moralul și să-i împingă la o parte fără să ia pierderi semnificative. Problema e, bineînțeles, că te costă. 35.000 la limită. Dar aș avea 4-5 divizii de tankuri deja mobilizate, gata să atace Ungaria. Hai să mergem totuși cu 4 ușoare, dar gata de luptă. Puse la graniță cu Polonia, vrem să alegăm acolo, nu Polonia, cu Ungaria. Vrem acolo, vrem 2 divizii acolo și 3 aici. Asta o să atace în centru, se desparte pe acolo, vedem cum merge, să vedem dacă mai putem să mai facem ceva. Ne uităm un pic la brigăzi, dar avem BT-7 motorizate, avem niște camioane. Infanteria noastră este din 936, adică e anul de început. În zonă, mașini blindate, Tank Destroyer, un Jackson, care bineînțeles nu avem la nivelul ăsta. La nivelul ăsta, unul, inexistent, ar fi un Jagdpanzer 1, poate, un Panzerjäger. Avem anti-aircraft, anti-aeriene, anti-tankuri. Din nou, deci aș putea să pun anti-tank în infanterie, la brigăzile de infanterie, dar la Hard Attack 2 contra nici blindatele mele nu sunt stare să le omor cu antitancul ăla, pentru că n-am investit în antitank și asta ar putea să mă și o problemă. Am artilerie 2 modelul 1918, problematic, care în realitate de fapt aveam artilerie vechi în al doilea mondial. Vedeți, au Hard Attack bun, deci artilerie e foarte bună contra infanterie și de obicei majoritatea trupelor pe care să le bați infanterie. Mai mult mai multe infanterie decât tankuri, dar e de ajuns un tank, o divizie, o brigadă de tank se strice toată ziua dacă infanteria nu poate să tragă în ele. Avem antieriană motorizată, avem poliție militară. Ajută cu supresia, partizan și alte chestii. Nu o să ne trebuiască de astea pentru că nu ne permite, în primul rând. Și în al doilea rând, pentru că nu o să avem mult teritoriu de cucerit. Fim pașnici, cu excepția Ungariei și Bulgariei. Să facem niște divizii de infanterie, pentru că oricât de bune ar fi tankurile, dacă nu avem cu ce să ținem linia, poate să ne încercuiască niște brigăzi de cavalerie. Infanterie. Ok, tu... da, n-am armored. Nu știu de unde scos tu armored, dar să zicem. Hai să o salvăm totuși. Ca light armor. Am salvat templarea. Infanterie. 3 de infanterie, asta e, zice, jocul, asta e standard. Noi o să punem și artele. Ne costă mai mult, mult mai mult. Dar ajută foarte mult. Deci fără infanterie, divizia noastră are 3 atac, 3 lățime, combat width, lățimea frontului. Dacă ai frontul prea mare
și ai prea puține, prea puține lățimea frontului pe care poți să depui, poate să fie încercuită divizia. Dacă ai prea, prea mic frontul și prea multe divizii, nu o să ajungă toate în front. Ai lățimea frontului prea mare, nu o să lupte toate brigăzile odată. Artileria, după cum vedeți, nu ocupă lățime de front pentru că e în spatele liniei și trage peste. Deci fără artilerie, cele 3 brigăzi de infanterie, deci divizia de infanterie are hard attack 3, 0 atac antierian, 16 16 defensivă, care zice de câte ori poate să evite a fi lovită o brigadă de divizia respectivă în timp ce este în defensivă. Și rezistență, toughness, cât de puternică e, cât de rezistentă e. S-a aceeași idee, dar să ajute, da? Deci, toughness-ul e pentru atac, defensive nu e pentru apărare. Avem 0 armură, că sunt infanteriști, 3 piercing attack, cât de bine poate să penetreze blindate, din păcate tankurile noastre deja au armură 3, și cât de bine se bat contra cât de mult damage fac pentru teoretic să se atacul, da? Poate să se ferească de 16 ori, poate să atace de 19 ori, ceva în genul. Atâtea atacuri poate să facă. Deci avem 9 atacuri în față de ținte ușoare. Nu ușoare, slabe ar fi, soft, moi. Asta ar fi cuvântul mot-a-mot, traducerea. Adică alte infanterie, artilerie, orice care n-are armură, da? Și bineînțeles are... E foarte, e 100% moale. N-are niciun pic de armură. Punem artilerie și avem 12 atacuri. Parcă am văzut că ne crește și hard attack un pic, deci am putea să ne ocupăm un pic cu tankuri, dar avem piercing attack-ul prost. Piercing attack. Parcă era pe aici undeva. Antitank-ul. Am putea să punem antitank 5, dar până în 39 e foarte posibil ca... tankurile germane să ne rupă, să treacă de asta. Și ar trebui să investim, bineînțeles, timp în a... timp în a da antitankul. Așa că prefer să fac diviziile astea cu... cu artilerie la început. Deci după aia, dacă am timp să-mi fac ceva divizii cu antitank care să țină linia sau să pun brigăzi separate de antitank, doar ca cu scopul de a opri tankuri care vin spre noi. Să vedem cât de bine e și dacă nu uit, că ultima oară am uitat să fac multe lucruri când am făcut alți bani între ei. Deci, astea o să fie brigăzile noastre. O să ne coste 45. Să facem... 8. Avem 4 de tankuri și 8 de astea. 2. Da, ok. Punem... cât e frontul? 1, 2, 3, 4, 5, 6... Vedem noi după aia cum vine tot. Și ne mai lasă 2 divizii. Da, merge bine. Aici astea 2 o să vină împreună. Deși nu vreau să vină împreună. Vreau să țină frontul. Tankul o să meargă pe lateral. Să vedem cum merge pe acolo. Și mai putem să facem ceva? Multe bărci când ne costă o barcă. Convoaie. Putem să mai facem niște convoaie mai multe. Vrem să nu facem cum a făcut data trecută când am jucat Hearthstone 3, adică să rămânem fără resurse, că am zis, oh, ne ajung atâtea, minimul necesar am luat. Trebuie să facem stockpile-ul, să adunăm cât mai multe resurse pentru războiul ăsta. Adică aș putea să distrug interceptorul ăsta, dar altul nu putem să facem pentru că n-am pus deloc să cercetăm aviație. Așa că prefer să-l am să fie acolo deocamdată. Ungurii au ceva aviație, bulgarii parcă au și ceva aviație, dar nu o să reziste mult că noi avem tankuri și ne-au și atât de multe tankuri. Ce am mai putea să facem? Adică aș putea să încep de pe acum să fac o divizie de anti-tank, nu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Să fac o divizie mobilă? Cât rapid e 6, cât mă costă la industrie, nu, de jos. Să le fac tank destroyer-le separat, două câte două. Mă costă mult și nu pot să fac decât două.
putea să am brigăzi de distrugătoare de tancuri care sunt mobile, dar nu sunt la fel de mobile ca mai nimic. Mai rapide un pic decât infanteria, kilometri pe oră, da, 6. Mult mai încete decât tancurile, 8, și un pic mai rapide decât cavaleria. Dar îmi dă posibilitatea să fac asta. Și două brigăzi de tancuri în caz că vine distrugători de tancuri, adică patru brigăzi, împărțite două câte două. Sau patru divizii împărțite una câte una. Nu știu, cred că nu are rost să le luăm după acum. Și am impresia că o să avem nevoie de capacitate industrială. Putem să facem ceva? Putem să facem o... Ce am putea să mai luăm? Încă o brigadă de tancuri? Că două. 8. Și după aia să vedem cât ne costă. Nu știu. Cred că totuși o să fac niște cavalerie. Eu nu mai pun așa ca să văd cât îmi ia. 3. 4? Poate mai mult? 3. Da. 3 divizi de cavalerie. Câte două, câte două. Pur și simplu ca să le să fie garnizoană în Bulgaria, în principal. Forțele mele o să fie în Ungaria. Da, cred că e destul. Și le trimitem aici deocamdată că s-ar putea să fie folositoare la una la alta. Bun. Și cu asta avem forța română militară. Și mai facem bărci. Că dacă Italia o să intre în război, o să ne fie scufundate oricum. Ok. Perfect. Cu asta cred că am terminat. Deocamdată așa am început, toate diviziile n-au nume, o să le numesc eu ca să-mi fie mai ușor de manevrat. Avem 4 divizii de tancuri, de armură blindate. Și avem 8 de infanterie și 3 de cavalerie. 3, să zicem, divizii de cavalerie. Da, asta e o divizie de cavalerie la mine, da? 2 de cavalerie. Prea multe, 4 divizii, 4 brigăzi de cavalerie pe divizii, prea inutil. Tot ce trebuie să facă e să bată cu partizan care e miliție de partizan, care e foarte proastă. Deci, niște legi. Ne facem legile de conscripție, armată de voluntară. Cine vrea vine, cine nu, nu. Nu putem să facem draft pentru că nu suntem război. Societate deschisă. Economie, nu putem să umblăm la ea. N-avem nici bani în primul rând. cercetări. Ce ne-ar trebui nouă? Unde naiba e antitancul? Am impresia că ăștia ajută la antitank. Nu, e armor card. Să-ți doar blindate. TD toughness. Deci ăsta ajută. Nu, ok, tu nu. Primul și primul rând să ne punem la cercetare industria. Ce ne trebuie? Agricultură pentru forță de muncă. Ofițeri. Iar că ar trebui. Ce nu ne trebuie? Espionaj nu o să facem mai. În primul rând, ne pregătim pentru război. Ca să ne scade neutralitatea foarte repede, să putem declara război. S-ar putea să fi greșit, trebuia să mă concentrez mai mult pe neutralitate și mai puțin pe tras spre România, spre aliați. Dar asta este, vedem ce se întâmplă. Nu ne băgăm o trade automat, că o să fie cam prost. Cam atât. O să băgăm investiții serioase aici. Upgrade-uri nu avem niciunul deocamdată. Întăriri nu ne trebuie prea multe. Cred că o să ne și mobilizăm de pe acum. Pace privitoare cu un pic de scaremongering. Tactici de speriat. Putem să facem națiunea noastră un pic mai, mult mai puțin neutră. Și apoi poate să ne vizităm vecinii. Cam asta o să facem. E teoretic un cheat, dar lumea se plictisește foarte ușor. Durează foarte mult să scazi neutralitatea altcumva. Sunt evenimente pentru națiile care făceau asta, dar... 67 de manpower avem? Avem. Nu, că nu putem declara război. Da, neutralitatea cam puțină. Ideal ar fi să declară război înainte să intre Ungaria în axă. Vedem cât de bine o să fie asta.
Ok, aia nu trebuie. Producție nu face nimic deocamdată pentru că nu putem. Deci tehnologie, ce ne trebuie? Diplomați. Ne trebuie ceva diplomați. Avem 9. Cât mai mult research, da? 6. Ok, 048. Astea sunt cât conducere avem, să zicem, leadership. Cam atât. Ne dă ceva, ne dă 09. Ne trebuie spion, deocamdată nu avem niciun folos pentru ei. Inițial, Germania o să încerce să ne schimbe guvernul. Scade popularitatea guvernului actual. Poate să folosesc spionul la una alta, nu ne trebuie. Ne trebuie ofițeri, 0,5 în fiecare zi. Pentru că nu mai construim armate, e bine. Vrem să influențăm alte națiuni? Nu știu, vedem. Deocamdată e bine, 6. Agricultură. Da, asta ne trebuie ca să putem să facem capacitatea industrială, să construim noi. Pentru infrastructură nu e atât de mult și, bineînțeles, eficiență și producere industrială. Cât de eficientă e capacitatea noastră industrială și cât de mult avem. Și da, ca să ne ajute la cercetări. Nu prea avem, dar asta e România în alți bani trei, mică și foarte slabă. Bun, aia rezolvă ce putem să facem, bineînțeles, tankul brigăzi medii. Și atât. Cam trist că e doar atât. Cam foarte trist că e doar atât. Deocamdată e bine, cred. Adică medicină, first aid nu ne trebuie, educație n-ar strica. Tankuri ne trebuie. Adică am investit deja în ea, așa nu putem să chidem chiar asta. Ok, educație după. După ce? Asta nu-i la zi, 26. Da, e bine așa. O să ia în ordine, da? Se termină unul, vine următorul. Ăla care a fost primul și a terminat, trece sub el și tot așa. Deocamdată e bine. Ar fi multe care mi-ar trebui, cum ar fi și asta. Ce nu e așa vital? Educația nu e așa vitală, teoretic. Dar asta o să termin, după aia putem să facem. Ok, destul. Și la producere. Consumer goods, da, nu se sperie populația. Să zic, oh, nu ne dai destule luxuri, să zicem. Sare la mâncare și eu știu. Și producție nu face nimic deocamdată. Că nu avem ce să facem. Putem să facem. Putem să facem divizii, dar stăm prost la capitolul forță de muncă. Și nu ne trebuie deocamdată. Deci, 0. Toate se duc în supply-uri. Trec ce la supply-uri. Nu vine cuvânt pentru supply-uri. Rezerve de luptă, adică muniție, mâncare, tot ce trebuie la armata noastră ca să poată să conducă la industria noastră, nu neapărat la armata. Deci, dar în mare parte supply-urile sunt pentru armata, da? Orice reprezintă armata, inclusiv convoaiele de transport reprezintă armata. Control manual, că altfel se aduce naiba. Și de e bine, o să facem multe provizii. Câte? Și după aia le vindem. Nu avem bani să facem, să schimbăm legi. Cam vrea să schimbăm imediat în specialiști, ca atunci când ne facem brigăzile să fie antrenate foarte bine. Când ne mobilizăm să vină din tabăra de antrenament să vină specializați, da, foarte veterani cu antrenament serios. Deci o să aibă, ne costă mai mult să facem unități noi, dar o să vină cu 25 la experiență. Ne putem schimba nimic pentru că nu avem bani. Să vedem ce se întâmplă, dar deocamdată cred că terminăm aici. Nea. O să pun eu diviziile după. Și cam atât. Lăsați-mă, spuneți-mi ce credeți și ne vedem data viitoare. Sper că v-a plăcut introducerea.
O să începem, pentru că durează foarte mult. O să fie câțiva ani până putem să declarăm război. Cred că sper că până în 35, nu în 35, 37, 38 să declară război Ungariei, pentru că Ungaria intră primă în axe. Pentru vedem cum putem să ne ducem, să ne aliem cu aliații și vedem cum putem să începem să fim în alianță cu Polonia înainte să înceapă Germania războiul. Eventual, cel mai rău caz, declarăm noi război, că au declarat ei. Dar s-ar putea să rămânem izolați. Deci să fie Germania se bate cu aliații și cu România. România fiind în afara alianțului, să nu primim niciun fel de ajutor. Cam problematic. Vedem ce se întâmplă data viitoare. O zi bună! Da, da, tocmai m-a adus aminte de ce trebuia să am 5 divizii de blindat. Așa, ca o subnotă, un PS. Pentru că corpurile pe care le faci, poți să aibă 5 divizii în ele. Din păcate, am uitat. Sunt mai tâmplă. Sper să nu uiți foarte multe.